videoclipurile. Hello guys, eu sunt Champi, bine ați venit la mine pe canal. Voi sunteți Champișorii mei, pentru cei care sunteți noi pe platforma mea, nu uitați să vă abonați la acest canal și să dați un like și un share. Înainte de a începe acest video, vreau să vă spun despre ce o să facem astăzi. Astăzi o să îmi dau note, cum ar veni, la videoclipurile, doamne, la videoclipurile, la pozele de pe Instagram, pozele vechi. Așa că, hai să încep. Deci, eu acum o să folosesc telefonul, dar o să vă afișez pe ecran și poza la care mă uit. Prima poză e făcută în 2016. Era chestia aia să pui mâna la gură, să pari, nu știu, interesantă și așa mai departe. Și, efectiv, și eu stăteam așa la gură și asta. Sincer, urez poza asta. Îi dau un 2, pentru că nu pot să-i dau altfel. Deci, 2 din start. Deci nu-mi vine să cred că am făcut poza asta, eu sunt la modul ăla. Următoarea poză e din tot 2016. Aveam 16 ani atunci. Hello, Mitichet. Ce faci, iubirea mea? Nu știu dacă l-auzi pe cameră cum grohăie. Deci, efectiv, el grohăie, nu respiră. Da, acum și-a găsit loc implementat lângă mine, dar asta este. Avem o poză tot din 2016, din 9 aprilie. Am făcut o poză lângă fântână. Știu că eram la Recaș. Deci, deci asta e culoarea părului meu natural, în caz că nu știți. Și, da, eram ceva gen cu mințică, la, ce pot să spun. Și la această poză o să-i dau un 5, pentru că îmi plac cum au ieșit ochii, atâta tot. Și nu aveam acea mână la gură. Următoarea poză, hai să vedem. Bă, da, sunt foarte multe, deci efectiv le-am pus în arhivă pentru că chiar sunt foarte multe. Mai am încă una în noiembrie, pe tot în 2016, nu știu cum se iubește, în care am fost la un bal, mi-am făcut o poză fix pe canapia, nu știu cum se explică asta la poza, să o vedeți și voi. Am avut o ținută drăguță, nu prea eram eu. Mă simțeam eu în largul meu în acea rochiță, dar na. La poza asta pot să dau un 6, 7, cam așa. Ok. Uite, am prins o poză din 2017. Taci, mă! Din 2017, care, sincer, o ador. Da, aici aveam 17 ani. Purtam o căciulă, nu știu dacă mai știți căciulele cu mustață aici, știți? Care erau în vogă. Și cămășile în carou roșu cu negru atunci chiar erau în extaz, cum ar veni. Toată lumea vrea. La poza asta, sincer, mi-a place foarte mult. Mi-a place cum scoate ochii în evidență. Zâmbesc. Chiar a ieșit super faină. Așa că la asta dau 10 din 10, că chiar mi-o place maxim, doar că n-am mai lăsat-o pe cont. Așa. Următoarea poză o avem din 2018, atunci am fost vopsită, eram roșcată. Poza asta, nu știu, erau în vogă filtrele alea albastru cu roșu, cele 3D cum ar veni. Se vede că sunt grasă. Nu mai scot nimica pe lângă, am niște buloane de zici că... Așa. Și poza a fost făcută de cineva, nu de mine.
La asta pot să îi dau un 6, 7, ceva de genul. Hai să vedem următoarea. Să vedem din pozele arhivate. Deci mai avem o poză. Aici mi-am făcut părul pe paie. Efectiv, ador poza asta. Mi-a plăcut maxim cum a arătat. Mi-a plăcut maxim cum stătea părul. Și îl punea numai în coc pentru că chiar îmi plăcea maxim cum arătam. La asta chiar o să-i dau un 9 din 10, pentru că nu pot să-i dau 10 din 10, că nu m-a ajutat filtrul, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa. Mai aveam poze din 2019, aici mă duceam la meci la prietenul meu, să-l susțin. Știu că mi-am făcut hashtag 33 aici loc, pentru că ăsta e numărul lui de pe tricou, care îl... Na, acum joacă fotbal american, fiecare are număr, cum e și la fotbal normal și așa mai departe, și el are numărul 33. Și am făcut un hashtag 33, știu că purtam un body și un rolling, avem părul foarte scurt. Și eram blondă, nu știu cum naiba de la gri am ajuns blond, nici eu nu știu. Și mi-am făcut așa două împletituri aici și aia a fost. Și la poza asta o să-i dau 6 din 10, pentru că nu chiar îmi place. Nu prea îmi place. Așa. Iar ultima poză, tot din 2017. Aici aveam o rochie sport cu niște teneși simpli albi. Am ieșit în oraș, încă se purtau ciucărele alea la gât. Eram foarte obsedată după ciucăre, deci efectiv chiar purtam în continuu ciucări din ăla. Și aveam părul vișiniu sau mov, nici eu nu mai știu ce culoare am avut, că am avut o grămadă de culori în cap. Și aveam și o poziție cât de cât normală, dacă pot spune. Eram mai slăbuță. Și la poza asta pot să-i dau un 8, cred. Altfel nu aș. Nu, 8. Da. Deci, dragilor, astea au fost pozele care m-au făcut de rușine până acum. Dacă mai vreți să facem videouri de genul și vreți să vă dau note la pozele voastre sau, nu știu, să facem și cu pozele de pe Facebook sau să facem cu, că reacționez cu clipuri de pe TikTok făcuți de fani sau whatever, scrieți-mi în comentarii și noi punem în aplicare, adică tot ce vă place vouă și vreți să vedeți pe acest canal de YouTube, punem în aplicare. Cam asta a fost, din păcate, a fost un video mai scurt. Sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și un share. Vă pup și vă iubesc, nu uitați să îmi dați follow pe Instagram și ne vedem și pe TikTok, acolo postez constant, acolo fac live-uri, ne putem vedea acolo, o să fac oportunitatea să ne vedem pe live și pe Instagram și vreau să facem live-uri și pe YouTube, să ținem legătura constant ca comunitate. Voi sunteți ciampișorii mei și vă iubesc din suflet. Nu uitați că pe Instagram avem un giveaway, așa că vă aștept acolo să participați la acel giveaway. Giveaway-ul este valabil până în data de 15 august. Atunci se va alege câștigătorul. Deci dacă ești iubitor de cărți, te invit să vii pe pagina de Instagram și să să pui un comentariu. Comentariile se pot pune nelimitate, puteți să puneți 20 de comentarii, nu contează, cu cât sunt mai multe comentarii, cu atât ai șansa mai mare. Așa că, dragilor, astea fiind spuse, ne auzim pe data viitoare. Vă iubesc, vă pupăcesc și mă bucur că v-ați uitat la acest video. Bye!